Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de melodii care au rămas în inimile noastre din generație în generație, în interpretări de excepție. Un cântec emblematic pentru muzica ușoară românească, te aștept să vii te poartă pe treptele dorului, de la fiorii de plăcere ai îndrăgostitului nerăbdător și până la disperarea celui părăsit. Sfârșitor de melancolic, prea romantic, poate pentru unii te aștept să vii este un cântec despre dor, sentimentul acela pe care cine oare nu l-a încercat? Din dor se naște așteptarea, care poate fi cu răbdare, cu speranță înflăcărată sau, din potrivă, cu tristețe, cu disperare. Compoziția lui Ionel Tudor pe versurile scrise de Andreea Andrei, cântecul a fost respins cu succes la Mamaia, după cum spune cu umor interpreta. Minunea e însă că, în ciuda acestui eșec, fotoliul, cum mi se mai spune piesei, a devenit un evergreen pur și simplu. Este al doilea imn al țării, aș putea spune. Toată lumea o cântă. Indiferent unde m-aș afla în lume, toți românii o cântă. Amintiri legate de acest cântec de colecție fabulos? Multe ar putea povesti cea care l-a făcut nemuritor. Dar una este absolut emoționantă și în același timp amuzantă. Mirabella Dauer a fost primită de românii newyorkezi cu un uriaș tort de ciocolată nemai văzut decorat cu recuzita pomenită în versurile melodiei. La New York, comunitatea românească m-a întâmpinat cu un tort cât o masă de 8 persoane, cam așa arăta tortul, rotund, unde era o cameră din ciocolată, cu un fotoliu, cu o etajeră, cu scrumiere, exact imaginea textului, imaginea melodiei, cu lampadar, cu o țigară în scrumieră. Deci exact imaginea, scenariul era perfect. Te aștept să vie cântată cu la fel de multă bucurie de Mirabella Dauer și azi, la 30 de ani de la apariție. Un semn că melodia este la sufletul multora e faptul surprinzător petrecut la ediția de anul acesta Electric Castle. Solista a trebuit doar să dea tonul la cântec și, din nou, minune, publicul numeros și foarte tânăr a intonat fotoliul cap-coadă. O cânt cu aceeași bucurie ca și acum 30 de ani, o cânt împreună cu lumea, am fost la un festival pentru tineri, aș putea spune, la Bonțida, în Cluj, lângă Cluj, unde erau peste 10.000 de copii, de tineri, până în 30 de ani, ce e mult 30 de ani, care au cântat practic ei toată piesa. Eu doar am dat tonul și ei au cântat cu mine, deci fericire mai mare care e. Cântecele cu adevărat bune ajung întotdeauna la suflet, însă numai dacă solistul știe cum să privească în adâncul lui, cu sinceritate, înțelegere și căldură. Te aștept să vii este un astfel de cântec și, în ciuda dorului mistuitor pe care îl transmite, va mai aduce încă multă bucurie de acum înainte. O piesă bună ajunge la sufletul oamenilor. Eu așa spun, trebuie să te uiți în sufletul lor, acolo când ești pe scenă, în ochii lor, și să transmiți piesa. Poți să fii Maria Callas. Dacă nu transmiți piesa, degeaba o cânti. Ei trebuie să o simtă și ei o simt. Eu nu știu cât de mare voce am, nu are importanța asta. Întotdeauna știu că am cântat pentru măria sa publicul și le-am dedicat tot ce se întâmplă. Chestia asta cu cântul e pentru mine viață. E tot. Este respirație, aer, soare, lumină, viața mea. Ați urmărit un proiect Eu aleg România, ascultați muzica, 100 de melodii ale românilor făcute cu suflet. Puteți viziona întreaga colecție pe YouTube sau pe site-ul www.eualeg-romania.ro.